Capul de rățări de Gheorghe Ciprian. În distribuție Radu Beligan, Marin Moraru, Virgil Ogășanu, Mihai Fotino, Mircea Albulescu, George Constantin, Ștefan Mihailescu Brăila, Tamara Buciuceanu, Mihai Mereuță, Dorina Lazăr, Ileana Stana Ionescu, Victoria Mierlescu. Regia artistică Dan Puicar. Și se apropie cineva. Are două pachete. Mai știți jocul nostru? Parola ca o pasăre de pradă. Ca o pasăre de pradă. Ca o pasăre de pradă. Ei, domnule, ce ai, domnule? Ce vorbesc astea? Mâinile sus! Mâinile sus! Doam farfurii în pachete. Dă-le drumul. Dar nu se poate. Ce cu dumnealui? Nu vrea să se supună. Cum îndrăznește? De pachetele încoace. Dar nu sunt om nevoiaș, tăi cuțule. S-a întrebat cineva? De pachetele încoace. Acum poți ridica mâinile, ridică-le. Cum sunt farfuriile? Întinse. Cât de întinse? Da, știu eu. Dar cine vrei să știe? Păi... Cum le dai? Nu-s de vânzare. Ce formă au? Mă rog. Sunt eliptice, sferice sau romboidale? Și așa și mai așa. Nu răspunde în doi pe. Precizează-mi. E miezul nopții și nu știi forma farfuriilor? Să se ia act. Și de ce tremuri? Eu... Poftă de mâncare ai? Am. Am, ser, dar sunt om nevoiaș, tăicuțule. Credeți-vă. Câte nevoi ai? Vai de păcatele mele. Doar păcate? Ce ai mai multe, păcate sau nevoi? Răspunde, omule cu farfurii. Ce ai mai multe? Păcate sau nevoi? Păcate. A răspuns cu sinceritate, merită să-i indulcim soarta. Lasă mâinile jos. Cum te simți? Ușor. Ai văzut? Adevărul ușurează. Și acum ia-ți farfuriile și pleacă. Mi le dați? Păi nu sunt ale dumitare. Ba, ale mele. Păi atunci de ce te miri? Păi dacă îndeam... Umblă sărătos. Rămâneți cu bine. Iar ca să scapi de primejdire drumului, să te învăț ce să faci. La fiecare răspântie te oprești locului, pui pachetele jos, îți bălâng în brațele ca și cum ar fi aripi, ca și cum te-ai pregătit să zbori, și zici cu metavoce, ca o pasăre de pradă. Dacă faci gimnastica asta de 3 ori la rând, devii invulnerabil. Ajungi acasă bun nevătămat. Pricepi? Da. Iar când ajungi acasă, pui nevasta și copiii să facă la fel. Dorm la ceasul ăsta. Îi scoli și toată familia. Ai priceput? Da. Umblă. Rămâneți cu bine. Cum ți s-a părut jocul nostru, Cireviș? Slab, bălăleu, slab. Nu găsesc. Nu, nici eu. După o întrerupere atât de lungă, după 6 ani de pauză, nu, începutul n-a fost rău. Slab, Macferlar. Ne-am pierdut elasticitatea. Eu cel puțin. Ceea ce este însă, într-adevăr, îmbucurător e faptul că te-ai înapoiat la fel de însuflețit și de nebun. V-ați îndoit? Eu nu, Cireviș. Eu m-am îndoit. Și eu. Ba, nu eu, că dracului. Să mai fi văzut eu cu moștenirea pe care ai primit-o. Nu știu, te-mi ajungeați vreodată cu prăjina la nas. La început e drept, mă, că amețisem și eu. Dacă nu te superi și divi și te amețisem și chiar de-a bine. No, taci, Cobe. Nici n-ai apucat bine să intri în moștenirea aia și te-ai lepădat de noi. Ai plecat în tot felul de călătorii, ai uitat de noi. Prietenia, asemenea unui vestmânt prea lipit de trup, are nevoie să răsufle. Nu m-am lepădat de voi. Lăsați-mă să vă privesc, oameni buni. Da, da, aceiași ochi, aceleași trompe, aceleași maxilare. Trompe și maxilare. Pentru a 10-a oară în gând refrenul ăsta. Și am să-l mai îngân. Uită-te la ei. Macferlan, Pentagon, Bălălău. Ciriviș, Ciriviș, Ciriviș. În călătoriile mele am răscolit toate colțișoarele, am ridicat toate perdeluțele vieții. Lucru mare însă n-am aflat. Oamenii sunt aceiași, pretutindeni aceiași. Setea de a cădea în gol și de a prinde iar pământul cu picioarele. Acrobația aceasta minunată nu o cunoaștem decât noi patru. Iată de ce m-am înapoiat între voi, mai dornic ca oricând de a face tumbe năzdrăvane. Dar voi? Noi. Ați mai făcut năzbâtii de astea des în lipsa mea? Da, pentru ce?
da. Pentru că ne-am dat seama că fără tine nu merge. Dar nu era Macferlan cu voi? Da, eu am încercat după plecarea ta să trec la cârmă, dar știi, m-am lăsat pe gobaș. N-am stofă de cârmaș. Ce se pare, Macferlan? N-am, sunt bun de secundă dacă vrei cârmaș în sănus. După cum nici burtă verde de bălălău, nici strâmbă lemnul ăsta pentagon nu poate fi. Păreri. Când ești între noi, parcă ne torne argint viu în vine. Prinde mare, nu știu cum să spun, mintea născocitoare, nebiciuie, mădularele, zburdăm, ăsta este. Mă întreb dacă n-a trebuit să ne schimbăm pălăriile. Prea sunt de bal mascat. Nu găsesc. Când eram niște băietani cu tuleile abia răsărite, ne erau de folos, ne dădeau mai multă greutate. Acum ne-am călit, le putem lepăda. Nu pentru nimic în lume, nu îmi lepăjam birbocul fi orice-o fi. Cel puțin să le dăm altă vopsea. Nu nici atât, așa am început, așa o țin eu până. Nu-l cunoști Pentagon, ne-ai schimbat. Bărăzău, frate Pentagoane, în ăști 6 ani, câte trepte ai urcat? Mă privești. Secret profesional. E adevărat că te-ai însurat, bălălău? De 4 ani. Pe tine te-am pierdut, careva zică. Dar de unde? Niciodată n-am fost mai de capul meu. Se laudă. Fă-mă să înțeleg, bălălău. Dumnezeu, adică consoarte mea, ține-o dugheană de spălat și călcadru fe. Calcă și spală când are cerință mai mare dragul. Și merge gurița. Și tu? Ce socotele? Cum nu prea am ce ține, sunt slăbor toată vremea. Da tu, frate Macferlan. O duci greu, mi se pare. Uai, ți se năzale. O duci greu. Se ține sărăcia scai de tine. No, dar de unde știi? Petre de pe surtuc dau mărturie. Mărturie mincinoasă. Mai bine vorbește despre tine, să nu ne scrii tu murând. Atâta timp. Unul singur. N-am vrut. Am vrut să mă uitați și să vă uit. Ați văzut? A sări, a sălta, e legea firii. Nu pot îndura pe același. Nici în mine, nici în afară de mine. Ia trece, nu trebuie să vă mirați că într-o vreme v-ați șters de pe retina mea. Iar eu, adică Dihania pe care vedeți, am trăit în timpul acesta 1000 de vieți. Păi da, știu, mai fost și codobatră și porumbel și iepure și pitpalac și brațcă testoasă. Ai, de mine cum se zăpăcesc bietele mințele omului. Vine cineva? Domnule, îmi dați voie să aprind de la dumneavoastră? Poftim. Mulțumesc. Un moment, domnule, nu plecați. Am îndrăznit să vă facem o mică rugăminte. Ce doriți? Am vrea... Dar nu îndrăznim să vă spunem dintr-o dată. N-am vreme de pierd. Nu ne lăsați, vă rog, nu ne lăsați, nu plecați. Spuneți atunci despre ce e vorba. Să vedeți, noi suntem modești din firea noastră. Ne mulțumim cu puțin. Nu cerem mare lucru nici oamenilor, nici vieții. Iar dumneavoastră, am ghicit dintr-o dată, ne puteți ferici pe tus patru. Mă cunoașteți? Nu. Atunci de unde știți că vă pot face fericiți? În privința asta nu încape nicio îndoială. Nu încape. Și ce trebuie să fac spre a vă ferici? Să intrați în lada asta cu gunoi. Oameni în toată. Nu mai puțin tel, domnule, puțin de tot. Cartea care ați învățat. Logica, sensul. O, nebun mai. Orice deviere, orice ieșire din linie îi năucește. Riză și concluzii. Ce gimnastică puțintică, ce măsurătoare chioambă, ce lănțuire de nimic. Și totuși trebuie să recunosc. Nu recunosc, nu pot, e meschin, cusut, fabricat tot ce iese din mâna unora. Lutul lor omelesc miroase urât. Pune asta lui Macferlan, e la spălătorie. Iată de ce stâlpii logicii trebuie mutați, iar bolta înțeleselor lărgită. S-a întors cu febră mare din călătorie. Nu cumva te-a mușcat vreun cățeluș nervos? M-a mușcat ce vă mușcă și pe voi. Ce ne-a mușcat și ne-a apropiat pe toți patru de când ne-am cunoscut. Dorul de a nu răsufla cu plămânii altora, de a nu gândi cu mintea altora. Asta-i drept. Și n-am are dreptate. Variația speciilor e legea supremă a firii. Iar omul orb și surd, omul acest început de anul 1940, se îngrădește în câteva tipare. Abor silențium. Ce? Zăresc un târn pe roate. Pitiți-vă după coloanele astea. Vine unul important și cu barbă. Actele dumneavoastră? Cum? Ce? Actele dumneavoastră? Mai întâi legitimația dumitale. Poftim, MP, Militar Polis. Mare lucru l-am văzut. Ceva ca o insignă. Vroi să are legitimația încă o dată? Aș dori. Deși nu înțeleg în virtutea cărui drept. Marac? Dumnealui ce este? Inspector. Numele dumneavoastră? Ciriviș. Macferlan. Pentagon. Bălălău. Am picat rău. Pot vedea insigna dumneavoastră? Cum ați zis că vă numiți? Ciriviș. Ne dați cuvântul că nu ne dați de gol? Aveți cuvântul meu. Ziceți atunci după mine. Da. Mă leg pe conștiință, barbă și onoare. Da, asta e prea mult. Știți cu cine vorbiți? Vă dați seama? Mă cunoașteți? De 1000 de ani. Cine sunt? Același. Neschimbat. Același. Prin urmare, pur și simplu... Confiscat. Comprimat. Domnilor,
Dacă e o glumă, vă rog să încetați. Vă încredințez că nu este de bună calitate. Ce vorbe? Da? Da. Ce e de calitate bună? Tăietura nădragilor dumitale, pateul cu aspic pe care îl savurez zilnic, mătasea celor 300 de cravate, ori colecția dumitale și mai numeroasă de anecdote nesărate. Dar avem ceva de împărțit împreună. Pentru ce m-a oprit din drum și de ce îmi faceți procesul acesta? Pentru că la ora asta târzie, când obloanele sunt trase, când florile își ascund petalele în caliciuri, când melcii și broaștele țestoase se pitură în carapace, dumneavoastră arborați enfatic o inutilă barbă. Domnilor! Hai, gridiri, hai, gridiri, hai, hai, hai! Pam, 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 pam! Indolenți, veți plăti scump. Pun eu poliția pe urmele voastre. În ultimul timp am stat adesea de vorbă cu mine însumi și m-au străfugerat unele gânduri pe care vreau să vi le împărtășesc. S-auzim! Romanța aceasta nu o pot cânta însă în decorul ăsta jalnic. Să schimbăm vopseaua maestrilor! Să schimbăm! Să găsim o culoare mai vie, mai caldă, mai răscolitoare. Ei, pornim înspre soare, apune ori înspre soare răsare. Înspre soare răsare. Dar mai întâi să ne înțelegem. Setea noastră de a ieși din liniile trase de tibișirul obișnuințelor s-ar putea întâmpla să ne facă unele pocinoage. Mie puțin îmi pasă, vouă însă ar putea să vă pricinuiască neajunsă. Vezi de tine. De bine de rău v-ați încropit micile voastre rosturi în viață. N-aș vrea să vi le stricați, pâinea se câștigă greu. Mie îmi spui. Începem de mâine jocurile noastre? Începem. Și fără cârială? Fără. Bine, o mică invocație către necunoscut. Domnule, nu pleca, te rog. Crede-mă ce spun eu. Pe dumneata te cheamă Rosenzweig. Domnule, la urma urmei mă plictisești. Știi dumneata mai bine decât mine cum mă cheamă? Vă repet, dragă domnule, că dumneavoastră nu se poate să vă numiți decât Rosenzweig. În pace, domnule. Cum zici că te cheamă? Ciriviș. Numele, dragă domnule, e o lănțire de sunete care trebuie să trezească o imagine anumită. Când zici cremene, vezi o bucată de piatră din care ies cântei. Zici ibric, îl auzi sfârind. Spui aguride, ți se strepezesc dinții. Zici codobatură, o vezi bătând în coadă, nu? Este așa ori nu? Asta cam așa e. Asta cam așa e. Colanul dracului. Nu puteți mai apărut și voi. Cât pe acest să-l convinc că-l cheamă Rosenzweig. Chestia cu codobatul a fost la înălțimea. A trebuit șterse cu buretele toate numele astea de cățeluși pe care le purtăm și găsite alte îmbinări sonore. Uneori. Ia priviți la un alt semen. Adună de pe jos tot felul de resturi. E mască sau femelă? După mă sunteți mascul, după bariși femelă. Ce adună acolo, mătuși? Ce găsesc? Și ce găsești, matale? Mucuri, cârpe, oase, cioburi, hârtii, tinichele. Ai strâns ceva provizii? Strâns. Cum le dai? Aud? Le vinzi la kilogram sau cu bucata? Băi, nu-ți face râs, domnule. Ce cer pe ele? Nu mi-arde de glume. Ține atunci o arvună. Ia banii ăștia. Vai, vai de mine. Și acum răstoarnă-mi garnița în cap. Răstoarnă-o. Vreau să mă plouă cu mucuri de țigări și cu cioburi. Hei, hei, vai de mine. Bine, păcate ele, păcate. Nefericită asta. Nefericită asta se străduie de o jumătate de veac să adune în puțiciunile. Iar la bursă, la bănci și prin piețe, burghezii încheie în fiecare clipă afaceri de milioane. Vorbele și faptele trăiesc ca pisica cu câinele. Iar dacă s-ar adunat într-un ciur întâmplările unui singur ceas, mintea s-ar opri pe loc, neputând să lege și nici să dezlege. Cioclinsă, râmătorii în pulbere psalmodiază îngânând pe nas și proslăvesc universala armonie. Uite că vine unul fălos. Lăsați-mă pe mine. Domnule, ce părere aveți despre sensul lucrurilor? Nu mă plictisite. Nu aveți nicio părere? Păi și dacă am ce? Trebuie să o strig în gura mare, așa? Nu-i nevoie, o puteți spune în meța voce. Femeia nu m-arde de fleacă. Ia, lăsați-mă să trec. Dincolo de noi, spune picurienii, nu mai e nimic. E golul, e nirvana. Vrei să cazi în gol? Să nu cădeți voi în pumnii mei că... Gladiator? Roman? Cam așa ceva. Pretorieni, în gardă. Urcați-vă pe gardul ăsta. Poftiți în rita că vă de mâna, vă aruncă mânușa, îndrăzniți, vă rog. Luptăm cu arme egale, dumneata cu pumnii, noi cu călcâile. Șoarece de câmp, iepure de casă. Băieți, în pom, urcați în mărul ăsta, sus. Fiți atenți acum, ochiți-l cu mere.
Puș la mare! Ce zice, puș la mare! Ce zice, curaj, se întremințează asemenea locuții? Să-l ucidem cu propriile lui arme! Să-l lapidăm! Ia un măr de aici! Dă-i! Eu caut prin abandon! Puș la mare! Puș la mare! Pentagoane, Pentagoane, te simți bine aici cocoțat? Dacă te-ar învinui cineva că ești un parvenit, ce i-ai răspunde? Că m-am cocoțat într-adevăr mai sus decât merici. Ia luați, luați, gustați ale noastre dintre ale voastre. Ia uite, auzi ce mărume, ia. Ramuri, frunze, flori, păsări. Decorul e minunat. La ce altitudine o fi oare, va? Circa la 5.000 peste nivelul mării. De la această amețitoare înălțime, simt că-mi pot depăna firul gândurilor. Cuvință purcel? Atenție! Din colțul străzii a apărut clientul nostru cu barbă, însoțit de 3 agenți de poliție și un sergent de stradă. Rămâneți nemișcați în pom. Hai! Cu cambete cenușii, spuneți? Da! Hai! Au plecat pe aici! Călătorie sprâncenată. Bine că nu ne-au văzut. Guințați, vă rog, guințați. E bine, scumpi maestri, batem de ani de zile ulițele, armonizând cadențele, facem într-un cuvânt un vast laborator de experimentare și nu ne-am gândit niciodată să ne improvizăm un cât de modest laborator. Micul nostru quartet trebuie să aibă un lăcaș al lui. Să ungem, deci, acest arbore cu mirodenii și să-l numim așezământ. Bravo! De azi înainte, quartetul nostru de coarde nu mai este o șghebare în vânt, ci un așezământ temeinic. Dați-mi un creion. Așa, iar pentru ca temeinicia așezământului nostru să nu fie pusă de nimeni la îndoială, să întărim voința noastră cu parafe și sigilii. Semnat aici. Pe timbru, eu. Păcat că n-avem și peceți. Se găsesc ștampila spălătoriei, merge? Ca o mărușă. Așa. Crescat. Floreat. Rodeat. Rodeat, rodeat. Mă credeți, prieteni, în anii din urmă, fără să vreau, m-am întors cu gândul la blestemățiile noastre din uliță. Ne crezusem într-un timp tumbe copilărești și atât. Dar cântărind culoarea minte, drămuind ca un spițer, mi-am dat seama că aceste încercări de escaladare, de rupere din linie, sunt un izvor de bucurii mereu proaspete și pline de aromă. Asta așa. Este cumva aceasta o năzărire a mea? Ori e un greunte de adevăr în ce vă spun? E mai mult decât un greunte. În alambicurile noastre mustesc, fierb și se distilează băuturi care țin vremea pe loc și dau trupului și sufletului o nesecată tinerețe și voioșie. Racherie eternă, de primă cartelă. Suntem oare acum mai bătrâni decât în ziua când am început întâiile salturi? Numărăm azi mai multe primăveri ca atunci? Câte primăveri numărăm? 17. Pe o parte. Tartorul știe ce spune. Suntem și azi cu chiverile de școală pe ureche. Inimile noastre zburde, iar ochii noștri râd. Dacă dar, scumpi maestri, dacă dar în cazanele noastre se vântură apă vie, nu e mai bine să dăm și semenului nostru putința să se înfrupte? Așa e. E cam tâmp acest semen. Încuiat, rutinar, încrezut, laș, apucător. Dar umblă în două labe. Ce e al omului, al omului. Într-un cuvânt, cred că avem datoria civică să ne punem produsele în circulație. Distileria, capul de rățoi, cum am botezat tovărășia noastră, trebuie să iasă din umbră la lumină. Sunteți de părere? Suntem. Fiți atunci înțelepți ca regele Solomon. Faceți-vă mâna pâlnie și ziceți după mine: hoți în grădină! Hoți în grădină! Hoți în grădină! Hoți în grădină! Strigă Pentagoane! Ați nebunit? Vreți să-mi pierd pâinea de la gură? Hoți în grădină! Hoți în grădină! Hoți! Ei, cine strigă? Uite, vezi? Ia-te, uite, ia dați-mă jos din pom! Cu cine avem onoarea? Vă saturiu să mai dați seama prin avutul altuia. A, sunteți stăpânul domeniului? Vă arăt eu acum cine sunt. Asta dorim și noi, pentru că la rândul nostru să vă arătăm și noi... Amenințări! Pentru că la rândul nostru să vă arătăm și noi situația noastră juridică. Dar mai întâi, lămurește-ne dumneata. Ce să lămuresc?
Cine ești, de unde ești, pe la noi ce rătăcești? Luați râs, ai? Ce căutați în mărul meu? Eu sunt Petre Mușa, stăpânul grădinii. Ce cauți sub mărul nostru? Sunt stăpânul acestei grădini și n-am de dat socoteală nimănui. Suntem stăpânii acestui pom și nu dăm socoteală nimănui. Iată, uite, mare obrăznicie. Destul. Ce a fost adus? Și acum să slămurim cum stau lucrurile. Noi, domnule Mușat, iubim oamenii. Cu toate păcatele lor, iubim. Dar mai dragi decât oamenii ne sunt dobitoacele, păsările și arborii. Iar pomii roditori sunt slăbiciunea noastră. Ne place să-i urmărim pas cu pas, cum înmuguresc, cum le dă frunza, cum înfloresc, cum rodesc. E o bucurie a noastră, marea noastră bucurie. E și bucuria altora. Negreșit. Dumneata, ne înțelegi, nu? El ne înțelege. Da, ne înțelege. Și de ce n-ai să râzi când ți-ai spune că visul nostru de totdeauna a fost să avem un pomuleț? Da, așa e soarta omului, de ce-i dorește inima parte să nu aibă. Te fură ale vieții, alegi după una, gorești după alta și uiți de ce răvnești. Azi noapte însă, pe la miezul nopții, stând aici de strajă, ne-am adus aminte și mirosind frunzele mărului, mângâindu-i trunchiul, sărutându-i crengile, ne-am înfrățit cu el. Și în fața stelelor, a lunii și a cerului, am jurat să nu ne despărțim de dânsul niciodată. Iată de ce nu ne înduram să le dăm jos adineauri și iată de ce nu știm cu ce inimă vom coborâ acum. Băi, da, comedioși mai sunteți. N-ai vrea, Coane Petrică, dumneata care știi ce-i dragostea de ierburi, de flori și de arbori, n-ai vrea să ne lași nouă mărul ăsta drag? Cum să vi-l las? Să ne-l dai de suflet. Să vă dau mărul de suflet? A, nu pe veresie, bineînțeles că nu. Avem vreo 20 de albăstrele care ne râcâie buzunarele și grozav am dorit să le mărităm. N-ai vrea să ne încuscrim? N-ai vrea să facem târgul? Altă comedie. Fructele îți rămân dumitare. Și cele de acum și cele viitoare. Ești negustor și nu vrem să te păgubim nici cât negru sub tunghie. Atunci pe ce dați banii? Pe poezie, pe ramuri și pe trunchi. Ești de cioturi. Cioturi vii? Ne-am săturat de pribegie, Coane Petrică. Vrem să avem și noi un locșor de unde, netulburați de nimeni, să ciripim la soare. Să ciripiți? Vrem să avem un frate fără graidănele cărui brațe să prindem în tăcere taina mugurului, a frunzii și a florii. Asta e mare taină. Nu-i așa? Ei, el ne înțelege, eu v-am spus. El ne înțelege. Ei, ce zici? Cădem la voială? Știți, nu mă trage inima. Păi, odată roadele culese, trunchiul și crengile se mai folosesc, câștigi ceva de pe urma lor? Nu. Nu, dar tare nu-mi vine mie a crede că numai de dragul de a ciripi ca vrăbiile zvârliți bănetul. A, nu ne uităm la bani. Păi atunci urmăriți. Auzi, ce urmărim? A, păi dacă ai presupuneri, nu ne mai stricăm gura, cercăm aiurea. Auzi? Dați 20 de albăstrele. Vorba-i vorba. Pe ramuri și pe trunchi. Pe ce se vede? Și fructele îmi rămân mie. Dumitare. S-a făcut? Să-l stăpâni sănătos. Bravo. Ceasul bun. Cinstitul aldămaș. Hai, diridiri, hai, diridiri, hai, hai, hai. Pam, paramam, pam, pam, pam. Ei, bată-vă norocul să vă bată. Și acum, Coane Petrică. Da. Îmi dai voie să-ți pun o întrebare? Da, vină mai aproape. Da, mă rog, Vitale, mă rog. Ce cauți sub mărul nostru? Băi, mărul de drăcie! Suntem sau nu stăpânii lui? Sunteți! Ce tot cântaia din ea? Ce tărățoi ai așa? Ce cântai tu? Hai, diri, hai, hai, hai! Pam, 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 pam! Comedioși oameni! Uite acolo, ăștia s-au bătut joc de mine! Zărești o barbă? Zărești o barbă, ciriviș! Alegați-i copză și aduceți-i la inspectorat! Prea bine, domnule! Zărești o barbă, pedalon! Zărești o barbă, pedalon! Să se ia act! Să luat! Vă învăț eu minte! Dați-vă jos din pom! Suntem la 5.000 de metri deasupra nivelului mării și ne trebuie cel puțin 36 de ore ca să coborâm. Da, ce-ți mă rugăm mâine după ascensiunea soarelui? Sau dacă aveți vreme de pierdut, așteptați-ne. Ce nerușinare! Vă șoviți să vă dați jos! Am poruncit să ni se aducă pe catâri gustarea de dimineață și am dorit să nu fim tulburați. Trimiteți după stăpânul grădinii. Spuneți-i să ne aducă o scară. Eu sunt stăpânul grădinii. Da, dumnealui. Dumneata? Da, eu. Cei cu indivizii. Nu,
nu sunt indivizi. Ce caută mărul dumitale? Știți, nu e mărul meu. Bravo. Dar tu ce fel de stăpân ești dumneavoastră? Stăpânesc doar pământul. Pomul e al dumnealor. Uite-te, drăcie! De un cinism revoltător. Pe răspunderea mea, domnule agent, dă-i jos și împachetează-i mașina. Vă facem cunoscut, să fiți atenți că domiciliul e inviolabil. Vă arăt eu domiciliul. Și că libertatea individuală e garantată prin Constituție. Vă arăt eu Constituția. Pretorieni, în gardă. Puneți furtunul cu apă pe ei. Ia vezi ce mai e. Uitați-vă în ce hal m-au adus derbedei. Au pus furtunul de apă pe mine. Ce s-a întâmplat, vă rog? Te rog să iei sub pază pe acești indivizi. Sunt subsecretarul de stat dacian. Mă repet să-mi schimb hainele și mă înapoiez în data. Da, prea bine, prea bine. Mergem și noi. Dumneavoastră, rămâneți aici. Ce faceți după mine? Am venit împreună, plecăm împreună. Vă atrag doar aminte, domnilor, că indivizii poartă insigne false. Luați seama să nu le dosească. N-aveți nicio grijă, domnule dacian. La beți cu ei. Fără cercetare? Fără! Comisar? Fără jalbă scrisă? Fără! Nu găsiți că luați cam cotul zbirul, domnule comisar? Ne privește! Întocmiți repede raportul și aduceți-mi-l! Vă saturi eu să vă mai legați de oameni! Berbacov! Auzi, dumneata, în mijlocul orașului și pe roază de nu știu câte sute de metri, să nu întâlnești picior de gardian public! Am să pui eu rânduială și în cele polițienești! Domnul inspector! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce s-a întâmplat, vă rog? Domnule inspector, am fost atacat la drumul mare. De către cine? De către acești indivizi. Luați loc, domnule dacian, și spuneți-mi, vă rog, deslușit despre ce este vorba. Vă mulțumesc. Domnule inspector, azi noapte, pe la 2:30, mă întorceam de la club. În colțul unei străzi îmi iese înainte un individ cu pălărie tare ce părea foarte grăbit. Când ajunge în dreptul meu, se lasă deodată pe vine, se ridică apoi brusc și pleacă glonț înainte. Recunoașteți pe individ? Da, acesta-i. De ce te-ai lăsat pe vine în fața dumii sale? Mi-a venit. Auzi de rușinare. A fost un gest reflex, domnule inspector. Ți s-au muiat balamalele? Fără să vreau. Zărind în bătaia lunii o barbă atât de impunătoare, atât de arătoasă, am simțit nevoia să mă micșorez, să mă anihilez, să mă turtesc. Și atunci m-am lăsat pe vine, uite așa. Tu. Da. Un gest inofensiv, după cum vedeți, și destul de reverențios. Pe dumneavoastră v-a supărat? Nu. Și dumneavoastră sunteți în exercițiu funcțiunii, pe când dumneavoastră nu era decât un simplu pieton. Da. Urmați, domnule dacian. Domnule inspector, dau să plec mai departe când din umbră se desprind alți trei indivizi cu pălării tari. Mă opresc și, dându-se drept inspectori, îmi cer să le arăt actele. Priviți cum umblă îmbrăcați cu pălării. Ce? Puneți-vă pălăriile pe cap. Le-am pus. De ce purtați gambetele astea? E ținuta noastră de campanie, domnule inspector. Nu puteți opera decât în ținuta asta. Da. Cu pălăriile noastre obișnuite, avem și alte pălării, bine, nu facem niciun ban. Borcadele astea însă înalte și boltite ne dau idei. Vă inspiră. Întocmai. Golul de sub pălării vă dă presiune, forță motrice ca să atacați lumea la drumul mare. Sunteți inspectori? Da. Ce fel de inspectori? Inspectori pur și simplu. Ce fel de inspectori? Inspectorii, în înțelesul larg al cuvântului. În cel mai larg înțeles. Hai, manale! Oh, vă înșelați! Facem incursiuni în toate domeniile, deschidem pârtii noi și stabilim sensuri noi. Da, asta facem. De ce opriți trecătorii și pentru ce le cereți actele? Ca să-i punem în încurcătură. Știți, oamenii sunt slabi, se sperie de vorbe umflate. E de ajuns să aud anumite îmbinări sonore ca să-și piardă cumpătul. Da, la auzul vorbuliților magice, parchet, poliție și altele câteva, cei mai mulți îngălbenesc. Își duc mâna la piept, se scotocesc prin buzunare și întind automat actele.
noi le luăm frumușel, le cercetăm, adică vorba bine, da? Și le înapoiem citadinilor privindu-i chiondorâș sau bătându-i prietenește pe umăr. Asta e tot ce urmăriți? Nu-i de ajuns? Altceva nu urmăriți? Pe legea mea, nu. Domnule inspector, mint cu nerușinare. Ce spuneți că v-am băgat mâna în buzunar, domnule? Au făcut ceva mai rău, domnule inspector. Sunt perverși, cinici, primejdioși. Întrebându-i de ce se leagă de mine, din senin, unul din ei mi-a răspuns textual, domnule inspector. Pentru că la ora asta, atât de înaintată, sunteți cu barbă încă. Asta este măgăria cea mare și pentru asta nu iert. Cât era ora când ați fost acostat? Era ora înaintată. Nu! Era 2:30. Da. Ce aveți de spus? În privința orei? Nu, în privința bărbii. De ce persiflați oamenii? Și de ce vă legați de darurile sau de cusururile lor naturale? Dacă barba domniei sale ar fi fost naturală, nu ne-am fi îngăduit nici cea mai nevinovată glumă. Noi îndrăgim natura, domnule inspector. Mizerabili. Dar am ghicit dintr-o ochiire că domnia sa poartă barbă falsă. Domnule inspector, asta întrece orice închipuire. Vedeți, mea asta o barbă naturală, e o întregire firească a feței. Treci pe lângă cel ce o poartă ca pe lângă orice alt muritor. Barba domniei sale însă țipă la vedere. E ca un semnal de alarmă, ca o firmă luminoasă, ca un om pe picioroange. Domnule inspector, nu permit ca într-o instituție de stat și în fața funcționarilor publici să se facă astfel de aprețuire asupra persoanei mele. Vedeți, dacă închidem ochii și ascultăm doar glasul... Destul! Spuneți. Destul! Mai era cineva pe stradă în clipele acelea, domnule Dacian? Nimeni. Strada era pustie. Păcat. Cum păcat? O mărturie ar fi fost prețioasă. Cum adică cuvântul meu nu e de ajuns? Da. Mai aveți ceva de spus, domnule Dacian? Nu. Dumneavoastră? Nici noi. Care sunt doleanțele domniei voastre, domnule Dacian? Să se încheie actele și odată cu ele să fie înaintați parchetului și indivizii. Dumneavoastră, ce doriți? Să fim decapitați. Da, să fim decapitați. Știți, să nu mai pierde vremea cu forme. Pune în capul pe tocător, dumneavoastră lui scoate hangerul, hârșa, gata să vă dați. Țin să adică se dea indivizilor o pedeapsă exemplară. Da. Domnule inspector. Da. Poartă insigne false. Adevărat? Ia să văd și eu insignele de noi. Faceți. Un cap de rață. De rățoi. Da. Adică ce... Ce cântecare, adică ce simbolizează? Fenomenul logic. Divina înlățuire. Spurcata împreunare. Lăsați vorbele în doi peri și spuneți-mi ce întruchipează amuleta asta. Prietenia noastră. Quartetul nostru muzical. Quartetul capul de rățoi. Patiserie. Distilerie. Confiserie. Quartetul capul de rățoi. Asta sare în ochi, miroase urât. Prietenia noastră nu miroase. Înseamnă cârdășie, clică. Mai are și alt tâlc capul ăsta de rățoi? Unul istoric. Doriți să-l cunoașteți? Doriți, domnule Dacian. Doresc ca semnele să fie confiscate, iar purtătorii lor înaintați locului îndrept. Na, prea bine. Vă satur eu să vă mai legați de oameni. Căile justiției sunt însă lungi. N-ați dorit deocamdată să aplicăm indivizilor mici contondențe moralizatoare? Cele mai moralizatoare, domnule Pesan. Da. Veți fi satisfăcut. Vă satur eu. Doriți să asistați la operație, domnule Dacian? Negreșit, domnule inspector. Sunteți liber, domnilor. Nu înțeleg. Eram sigur că veți proceda așa. Procedez cum crede cuvință, domnule comisar. Negreșit, firește. Nu primesc lecții de la dumneata. Firește, negreșit. Am auzit, dacă nu mă înșel, vorbindu-se despre strășnicile dumitale. Numai că pe mine exhibițiile de acest gen nu mă impresionează. Gen inferior. Fără calificative, domnule. Dacă aș fi întins însă oamenii pe podele și aș fi gâdilat la tălb cu trăgătorile, v-aș fi pricinuit satisfacții superioare. Domnule! Lasă că vă arăt eu vouă la tot. E ciudat cum oamenii ăștia care au purtat cândva galoanele puterii își închipuie că le au cusute la infinit pe umeri și că toată lumea trebuie să le stea în genunchi. L-ați văzut în voia și țanțuș ce înfățișare de pasăre luase, ați văzut? Este drept. Capul domnii sale aducea cu... Aveți haz. Ăsta e de fapt tâlcul adevărat al insignei. Tâlcul istoric.
Ce ciudat lucru, domnule inspector. Parcă ne-am cunoaște de când lumea. Mi-a suat vorba din gură. Dragostea și dușmăniile se aprind dintr-o scânteie. Duceți-vă și vă culcați. Ce drept ne-a cam ajuns. Și, ba nu să, domnule inspector, nu ne întrebați nici cine suntem, nici ce suntem, nici de unde venim, nici încotro mergem. Mergeți și vă culcați. De altfel știu ce hram țineți. Ați spus adineori. Cereți actele. Inspector. Ca și dumneavoastră. Ca și mine. Ne dați voie să vă pipăim? Dacă vă face plăcere. Ne dați voie să vă mirosim? Dacă credeți că e nevoie. Există. Există. Nu e o plăzmuire a închipuirii noastre. Trăiește, Aievea. Trăiește. Vă ungeți trupul cu mirodenii? Nu. Aveți cu toate astea un iz amețitor. Zău? E, și ce miros? Mirosiți a om. Deșteptat? Sunt tot în pom? Da, dorm, dorm, domnișoare Fimița. Azi noaptea au ținut-o mult? Până spre ziua. Taica i-a zărit? Când pleca dumneavoastră la piață, tocmai se spărgea chiolhanul. Vai, și a dojenit? Nu, a pus ochii în pământ și nici nu le-a mulțumit la bună ziua. Oh, îl amărăsc rău. Efimițo! Efimițo! Mă cheamă. Mai te mamă, Mico? Ai bumbacul în urechi, care ai asurzi de-a bine, da? Și parcă ne-a fost vorba să nu mai cași prin partea locului. E, am fost în grădină. În care grădină? În grădina noastră. Ai căpiat pe semne. Mai avem noi unde mirosi o floare, ori gusta o poamă, ori trage o gură de aer? Ne-am vândut pe un blic de linte. Mami. Și duce asta e cocotat acolo, Constantine. Păi nu mi-ați poruncit? Da. Haide în casă, Efimițu, haide să-mi citești gazeta. Dar mi-am aruncat ochii prin ziare. Și ce spun? Ca de obicei. Iar ne pomenesc. Iar? Alege s-ar praf. Dar nu te supăra, mămico. Gazetele ne vorbesc de bine. Ei, când s-a mai văzut să-și facă cineva casă între ramurile unui măr? Ca o cutie printre crengi și fruct? Stale-ar bunul pe inimă. Constantine, da. Când ai simțit că se adună ăia, să-ți faci la toria, auzi, Constantine? Lasă pe mine, Conoboie! Să rămâine, Conoboie! Bună dimineața, Duduie Fimiță! Bună dimineața! Constantine, ai adus gazeta? Adus! Ia să vedem, mulțumesc! Cât să fie ceasul? Păi, cam la 9 ore, așa. Auzi, n-ai vrea tu să faci puțină rânduială prin cutia asta pe aici? Fac, eu v-aș sluji bucuros, dar mă tem de cucoană. E paraponisită, a? Bă, și jupânul-i foc. Dacă m-ar prinde umblând serta ferta prin o gradă, păi... Ce se întâmplă? Mă, uitați-vă, vine și domnul Ciriviș. Bună dimineața! Bună! Stai, să mă urc și eu. Dă mâna. Ai citit gazetele? Uite, acum mi-arunc ochii pe el. Merge bine, acțiunile cresc vertiginos. Era de așteptat. Iar îl iau pe bărbos din nou în spânci. Dracul l-a vărât în corabie. Ascultă cum grăsește aici. Dacă punem într-o tipsie atacurile vehemente ale foste excelențe, iar în altă răspunsul cumpănit al inspectorului, constatăm un mare dezechilibru între cele două brațe ale balanței. Dar încrucișarea aceasta de spade nu interesează atât prin măsurarea puterilor celor doi pugiliști, cât prin lumile nespus de simpatice pe care le aruncă asupra celor patru cetățeni care și-au așezat cuibul între ramurile unui copac. O, zice bine! Încăpățrându-se să culce la pământ pe cei patru prieteni, domnul Dacian n-a reușit decât să-i salte și mai vârtos în simpatie opiniei publice. Așa se și explică de ce gestul inițial incriminat, lăsarea pe vine, a început să se popularizeze oarecum. În numărul de mâine, amănunte noi și date biografice. Așa glăsesc mai toate. Ne dau și pozele? Cele mai multe. O, să-i vie răului Pentagon că și-o vedea iar mutra în gazetă. Se obișnuiește. Dacă își pierde slujba. Atâta pagubă. E fier nefericitul. Știu. Bună dimineața! Poveste bună! Ce-i bălălău! Te-l-o foc, magherniță!
Da, de unde? Asta e o veste jalnică. Atunci venim din coace, fraților, ca să scurteze în drum. Stai, vino sus. Iată-mă, stai-mă, față cu ele. Auziți-mă. Oprinde-mă puțin terasă suflu. Am băgare seamă mare aceea de capete, că multe căpățâni piereau deodată în adânc și iar se ridicau deasupra. Așa și? Și râsă-te și chimă-te în soțeau aceste ridicări și aceste scufundări. Ei bine, sunteți voi în stare să ghiciți de capul vostru taina acestei taine. Să te sărutăm și pe o față și pe alta pentru această veste bune. Salutul nostru a fost însușit de toți. Așa este, așa e. Spurtați, măi, ce vă pasă? Cucuveaua. Ce vă pasă? Aveți ceva de pierdut? N-aveți! Și tu ce pierzi, mă rog? Da, aș vrea să vă văd în pielea mea. Poftim, ce? Iar mi-au dat poză la ziar. Uite-te, poftim! Oamenii se trudesc, își stor creierii. Nu știu ce să mai născocească ca într-un chip ori altul să se facă cunoscut. Chiar peste el a căzut pleașca din serin și uite-le, în loc să țopăie, mârie. Ați văzut? Ați auzit, poftim! E tot una. Atenție! Uitați-vă cine vine la noi! Un fost coleg, un bucălat. Să-l primim cum se cuvine. Cât care de gând să ne țină o predică. Ce plăcere! Ce minune! Bine mai se poate. Ai catadixit? Da. Se poate, mai băieți. Ai catadixit? Se poate să vă faceți de basm, să ajungeți de poveste. Cam? Când erați cu chiverele de școală pe oreche, să zice, mai mergea, vă țineam și eu pe atunci hangul și vi-l țineau și alții, dar acum oameni în toată firea, se poate, măi băieți? Mă rog să le înțelegem, oameni ori băieți? Ei ca ei, nu prea au ce pierde, dar tu, Ciriviș, om deștept, dobă de carte. Vă zic om. Om. Mari stricați mai sunteți. Am evoluat și noi. Așa cum erați pe vremuri, la fel sunteți și azi. Ne-am tăiat din fier. Ne-am oprit din copt. În schimb, ai evoluat, mătăluță. Firește că am evoluat, ce vreți? Fiecare vârstă cu cerințele, cu imperativele ei. Asta așa e. Dar să te întreb ceva, e adevărat că ești staroste la tribunal? Cum, dacă e adevărat? Eu nu mai știu de soarta foștilor colegi. Sunt toți, afară de voi, oameni cu situație, cu rosturile lor? Nefericiți. Viața nu-i cum vă închipuiți voi, viața nu-i o glumă. Știm, dar este adevărat că judeci oameni? Ce întrebare de vreme ce asta mi-e meseria, firește că-i judec. A judecat pe oameni să fie o meserie? Ca oricare alta, pui întrebări, aștepți răspunsuri și tragi concluziuni? Atâta tot? Dar ce mai vrea să fie? E atunci și un burlan. Poate hotărâ de soarta oamenilor. Pe sumână vă puteți face de cap, dar ca să vă dați în vileag, credeți-mă, nu face. Penge. Lumea râde, petrece, face haz, dar oamenii cu doc să știți că nu va proba. Pe dracu. De aici de colo s-a aflat că am fost colegi de școală și fiecare în cercul lui se simte stingerit oarecum. Pe dracu, ce. În secție la mine judecătorii mă privesc pieziși, zâmbesc pe sub mustață și cu cât vulva crește, cu atât mă simt mai încurcat, mai stingerit, ca și când eu însumi aș fi părtaș la nebunia voastră. Asta te simți cu conștiința încărcată? Nu. Dar sunt președinte, staroste, cum spuneți voi, și am nevoie de toată autoritatea ca să-mi păstrez prestigiul. De ce? Dacă vechea noastră prietenie, cum spui, te stingherește, îți dăm înscris la mână că nu ne-am cunoscut niciodată. No, de altfel, de când ai urcat scara măririlor, de când te-ai îmbogățit, te-ai făcut a nu ne mai cunoaște. Mă temeam să nu-mi jucați vreo festă. Da, dar să nu sturtim prestigiul. Ei, ce vreți, fiecare cu profesia? Vai de capul tău. Rău ai mai intrat la apă. Viața-i viață. Dar pentru ce mă priviți astfel? Te reconstituim din bucățele. El să fie oare... Junele efeb, cobraje rumeni, în părul bucărat, zâmbe feciorelii. Isprăviți cu prostiile. Nu, carapace e aceeași, miezul însă miroase. Duhnește rău de tot. Isprăviți! Uitați-vă cum varsă foc pe nări. Și ce scântei scapără din ochi. Ce Epaminond Alexandru. Alexandru Epaminonda. Unde ești, Epaminonda? Blând, bun, îndatoritor. Ce te-a preschimbat din oaie în mistreț? Epaminond Alexandru, cine te-a desfigurat astfel? Isprăviți. A fost dorința mea tare să îmbrățișez cariera asta sau dorința familiei? Nu dau voie! Iar în jilțul profesional, spune drept, te simți bine? Cum adică? Te lipești integral de scaun ori stai doar într-o rână? Nu permit! Nu permit! Nu permit! Nu permit! Bine că a plecat Epaminonda. Ia uitați-vă, băieți! Azi avem zi de primire în căsuța noastră așezată într-un pom. Vin la noi studenții! Spun, maestri, vă aducem câțiva soldați credincioși.
Ei știu că nu se pot ridica până la voi, dar ar fi bucuroși să coborâți voi până la ei. Pentru ce? Vor să vă vadă de aproape, să vă pipăie și să vă miroase. Nu, măguriți de cinste. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! O, clipa e solemnă. Ulgine se zburlesc, mandibule neclămpăne, iar inimile noastre de orătănii sălbatice bat cu putere. Tinerețea, tinerețea necutremură, asta e. Sărutăm pe obrajii voștri fragezi, imaginea noastră de odinioară. Iar noi salutăm în pălăriile cenușii imaginea noastră viitoare. Anonimilor, când veți fi crestat tot atât de adunci cât am crestat noi, veți mai fi cei de azi? Vom fi aceeași. La fel, la fel strigau acum 20 de primăveri toți cei care schimbau chivările de liceu pe cele studențești. Veți face la fel, asta e, ba da, veți face la fel, goana după hrană, onorul și avere vă va preschimba în lupi rânjitori. Vă veți împrăștia ca potârnichile care încotro veți prinde fără voie lustul profesorilor voastre și veți cădea în vâltoare, în banalitatea unei vieți care ucide orice elan. Nu. Viața, mă băieți. Dați-ne atunci cheia. Învățați-ne taina eternei tinereți. Uite, asta nu se poate învăța. Povestiți-ne cel puțin tâlcul capului de rățoi. Ne-ați făgăduit. Cine era căpșorul de pasăre domestică? Pe cine înfățișa? Ce întruchipa? Mecanismul logic, automatismul cotidian, banalitatea. Asta. Nebulos. Abstract. Un, doi, trei. A doua din întâia, a treia din a doua. Și mai nebulos. Și mai abstract. Atunci vom preciza. S-auzim. Starostele nostru, directorul liceului, era tobă de carte, dar nu și de omenie. Înfoiat, îmbâxit și hain, ne strivea sub călcâiul său didactic. Tinerețea noastră nu-i spunea nimic, ținea clasa cu ferestrele închise și storurile trase. Soarele îl sâcăia, iar radierea vântului îi clătina schela silogismelor, înțelegeți? A doua din întâia, treia din a doua. În catalog ne punea unul cu căciulă, iar prin coridoare ne gonea cu harabnicul. Cum pe lângă acesta mai era și calic, își mânca de sub unghie, ca să-l facem să se ospăteze omenește, măcar din vreme în vreme, săream zidurile liceului, ne furișeam noaptea în curticica păsărilor și tăiam două, trei orătări. În special rață. Așa le luam capetele, iar trupurile le lăsam în bătătură. Asta îl înnebunea. Nu înțelegea. Dar ce îl scotea, da, dar ce îl scotea din fire nu era atât faptul în sine, mica barbarie, era o barbarie. Cât lipsa de logică a faptului, nonsensul, aberația, asta e, cum să spun, îl prăpădea pe filozof. Înțeleg, bombonea el zburlindu-se pe catedră, înțeleg să mi se fure păsările vii, e o ipoteză plauzibilă, nu? Sau de frică să nu fie prinși hoții, să taie rațele și să ia trupurile și capetele. E a doua ipoteză plauzibilă, sau să taie păsările, să șoplească trupurile și să-mi lase capetele. E o a treia ipoteză plauzibilă. Da, să-mi taie păsările, să-și oprească capetele și să-mi lase leșurile, nu, asta nu e posibil. Dar ați pus rațele la fript, domnule profesor, întreba unul ori altul dintre noi. Păi, firește că le-am pus. Atunci și a patra ipoteză e plauzibilă. Ăsta-i tâlcul istoric al rățoiului. Judecata iluminată. În amintirea celor vremi, am bătut monedă. Judecata iluminată. Plecăm să iluminăm și noi pe ceilalți. Hai! Dragul, i-a dat un iureș grozav în tinerețe. Mare pricopser. Dacă avem cu noi opinia publică și tinerețe... Mare pricopser. De ce cobești mereu pentagoane? Eu ies în quartet. Nu mi-e frică să nu mă dea afară din slujbă. Călătorie sprâncenată atunci. Dar ce-o fi pe ziua de azi? Încă o vizită. Proprietarul nostru, conul Petrică, vine spre pomul nostru, ia. Am de vorbit cu dumneavoastră. Poftim atunci în castel. Vorbim de unde ne aflăm, că nu mi-e apologii. Am călcat în gura lăcomiei, mărturisesc. Bravo. Dar nu ne-a fost vorba așa. Uite-vă banii, dați-mi chitanța și duceți-vă de aici. Oamenii la anii noștri, să ajungem achitați la gazetă. Ce e gazetă? Asta e frumos? Asemenea batjocură mi se cade mie după atâția ani de muncă. Pe viața mea, dacă nu rup măruntaiele cu pastorala dumitare. Dar putem noi împiedica oamenii să ne arate simpatia și dragostea lor? Da, mă, căi! Aguița, ori acolo ce sunt pentru dumneavoastră semne de dragoste, vă privește. Îndrăgostească-vă însă aiurea, nu în o gradă la mine. Hai, luați-vă banii și duceți-vă de aici. Nici gând, Coane Petrică. Nu așa ne-a fost în vână. Să nu ziceți că nu v-am spus. Când mă întorc, să nu mă mai găsesc aici. Așa să zic.
Se îngroașe gluma. Aș. Cred că domnișoara Efimița, fica drasticului nostru proprietar, e de altă părere. Muza. Muza. Vigia la noi, e bine. Muza. E gata portretul meu, domnule Macferlan? Nu, nu încă, domnișoară. Trebuie să mai pozați de 2-3 ori. Atunci, până ce ori pune ai mei țara la cale, pot fura câteva clipe. Vai de mine, poftiți în atelier. Ia, vă rog, urcați pe scară, ușor, dați-mi aici. Da. Da. Nu ți-e frică, domnișoară, să vii la noi? De cine? De mamica. Ba da. Atunci? Îmi place să-mi fie frică. Îți place? Da, îmi bate inima tare. Și așa de bine să simți inima bătând. Pot să văd ce ați lucrat? Nu, să nu faci imprudența asta, domnișoară. Nu seamănă deloc portretul ăla. Parcă eu de dragul pozei vin aici. Eu vin de dragul de a sta lângă dumneavoastră, aproape de dumneavoastră, lângă cei patru năzdrăvani care s-au cuibărit ca păsările cerului între crengile mărului nostru, între crengile mărului meu drag. Care ți-e mai drag dintre noi patru, domnișoare Efimița? Eu zic că nu trebuie. De ce poezie? Îmi sunteți de o potrivă de drag. Bun, bine, asta e. Vrei să fim prieteni, domnișoară? Da. În înțelesul pur al cuvântului. Vreau, vreau. Vrei să ne legăm frase de cruce? Efimița! Au, mă strigă mama. Șterge pe din dos, drăguță, să nu vadă că ai fost la noi. Ușor, Sergiu. Simpatică. Dulce, chiar. O floare de câmp crescută în seră. Înainte de a se deschide bine, se va ofili. Ce e aici, bâlci? Cărați-vă, vă spun. Vă arăt tu ce înseamnă a ține litera boierii. De astăzi înainte vă tai toate ieșirile. Să stați ca urătările pe crac într-un picior. Da, vă rog, poftiți. Să stați până splezni. Sunteți în dreptul vostru. Ne. Dar să nu vă prind. Că atingeți pământul cu picioarele, că vă reteți șolarele. Așa să știți. Mărul e al vostru, pământul e al meu. Așa sună boiala. Să știți că mă țin de slova ei. Ați văzut aspida? Ori vă luați catrapuzele, ori rămâneți cocoțați în pom până în ziua de-apoi. Pentru că pământul ni l-ai luat de sub picioare, îți vom da de știre pe căile văzduhului. Să vedem care pe care. La fel zicem și noi, să vedem care pe care. E careva acolo un pom? Nimeni! Nimeni cu Anaglaie. Nici copoi? Nici! Nu s-au înapoiat de la masă. Poftiți, excelență, intrați-vă, excelență. Nu obișnuiesc să intru pe poarta de dindos, dar de rândul acesta. Poftiți, vă rog, domnule Dacian, poftiți. Spuneți-mi, nu spitulați pe undeva? Nu, nu aveți nicio grijă. Nu doar că mă tem, dar am pentru oamenii ăștia scârbăcioaie de șobolan ori de alte dezgustătoare ligioane. Întocmai, excelență. Ăsta-i faimosul lor castel? Și asta-i faimoasa punte? Precum vedeți. Ce înfiripare hibridă și ridiculă. Tata, asta ce mai e desenul ăsta? Păi, aduce cu înălțimea voastră, domnule Dacian, ca două picături de apă. Mizerabili, nu vreau să mai am înaintea ochilor asemenea priveli. Și trebuia să văd cu ochii mei toate astea pentru a-mi da seama cât de netrebnică și de murdară este opinia publică. Tocmai. Dumneavoastră, care ați fost loviți ca și mine în timpul din urmă, mă mir cum ați răbdat și răbdați asemenea ticăloșii. N-avem încotro. De când le-am tăiat ieșirile din casa asta pe care și-au făcut-o un pom, gazetele au început să ne ia în răspăr, iar cei care mișună pe uliță să ne huiduiască și să ne amenințe. Parcă a dat strechea în omenire. Toată lumea a trecut de partea lor. Da, da, da. Nu da. Vedeți ce e pe uliță, domnule Dacian? Vorbim noi peste două luni până atunci, însă dumneavoastră nu trebuie să stați cu mâinile în sân. Dar ce putem noi face? Ce putem? N-aș vrea să dau ochii cu ei. Poftiți, vă rog, în casă. Am să vă lămuresc îndată despre ce este vorba. Poftiți, vă rog, poftiți. Dacă mi-ascultați sfatul, să știți că vă fac oameni. Auziți, oamenii din uliță, băieți? Care mai de care se înghesuie să stea de vorbă cu noi, să spună oful? Mai ales acum, după ce cu unul Petrică ne-a interzis de a mai călca în grădina dumisale și ne-am construit această punte care face legătura între pomul nostru și stradă. Asta la omoră. Și de ce zâmbești, mă rog? Mă gândesc la toate câte se întâmplă și parcă tot îmi vine a crede. Îmi pare, între dimineața când am descărecat aici întâia oară și între după amiaza aceasta, că s-au scurs milenii. Și cu toate astea n-au trecut nici două luni încheiate. Într-o fluturare atât de scurtă de zile și de nopți,
Oamenii să se fi dezmeticit, oare? Au început să se dezmeticească. Și-au dat seama că cea mai apelpisită spălătorie din urbă iar lui Bălălău s-a năpusit asupra ei. Când și-au dat seama că cel mai năstrușnic penel al vremii al maestrului Macferlan au și năvălit asupra lui, normal. Oameni cu baftă. Cu stea. Scara biologică. Scara valorilor. Unii cu foloasele, alții cu ponoasele. Dracu, te-a pus să te faci conțopis? Nu-ți face inima rea, frate Pendragoane. Ei cu cele pământești, noi cu cele ideale. Sorbim amândoi nectarul izbândirii morale. Ești măcar atât. N-ai de ce te plânge. Lumea se uită acum la tine ca la Dalai Lama. Ia slujbașii ca la un cireșcop. Ia sună trâmbițaș. Îți vine și ție apă la mare, n-ai nicio grijă pe lumea cealaltă, nu? Sună trâmbițaș. Ia, să mai ascultăm glasul vreunui necăjit. Uite o femeie care se înghesuie să vină aici. Bună vreme, oameni buni! Bună să-ți fie inima! Ia loc, mătușe! Ia stai, stai, ne trage sufletul! Ia stai! Dușmanii mei și ai dumneavoastră să-și-l tragă. Am venit să vă aduc doar, uite, uite floricica asta. Și să vă mulțumesc. Și noi, vă rog a o primi. Nici nu știți ce bine mi-ați făcut, măiculiță. Și cum vă pomenesc toți ai mei. Stai, stai, ce, ți-am făcut noi vreun bine? Cât turnul catedralei. Femeie, dacă spui dumneata așa, așa trebuie să fie. Așa e, uite, de 20 de ani trăiesc în casă cu un urs. În 20 de ani odată nu l-am văzut zâmbind. Tot cu ochii în pământ. Crunt, crunt, maică, și întunecat ca noaptea. I-am dăruit 6 plozi, unul mai mulțumesc să-mi trăiască, unul mai mândru decât altul, 4 băieți și 2 fete. Și odată n-a luat pe unul în cârcă, ori în brațe, ori să-l hâțâne măcar odată pe genunchi. Suflet încuiat, cătrănit, om al dracu. Când venea, când venea vremea mea să încaltea, înghețam cu toții. Ce? Nu s-auzea nici musca. Înghețeam cu noduri. Mai rău ca la poliție. E șef de trib. Comandir? Nu, zbir. Zbir, nu comandir. Așa mi-a mâncat amarul cu mistrețul ăsta. Până cu câteva vreme când... când cu comedia. Comedia ce acum? Ce? Salutul ăla cu lăsatul pe mine. Să nu spui. Da, i-a plăcut. L-am văzut cu ochii mei că scând gura la oameni și se învin. I-a plăcut nevoie mare. Și, și drașilor de copii atât le-a trebuit. Bă, chiar și mie. De atunci, de atunci cum îl vedem că-i tună și că-i fulgeră, ori unul, ori altul, țuști, țuști, să lasă mai bine, țuști, să lasă mai bine. Ursul trage pe nări, pufăie, mărăie, apoi deodată cască fălcile și râde, râde, mătăhala, de zic o treabură bolțile. Până aici a fost. De acum i-am găsit clenciu. Da, da, e. Hai că am plecat. Voie bună și sănătate. Hai, păi să-i. Și nu uitați. Asta e bine. Uităm, sănătate, mă. Ai auzit, Pendragoane? Ai văzut? Pasărea măiastră bate din aripi. Nu se încurcă de când fâlfăie rățoiul din aripi. Aerul a început a se primeni. Și nu bate numai în piețe și pe ulice, și în bătătura oamenilor, nu? Asta e mișcător. Dacă povestea femeii cu ghivecii adevărată, pe viața mea că avem dreptul să umblăm în straie de profeți. Asta nu mai lipsi mai cine. Nu înțelegi, măi, neisprăvitule, că de vreme ce învățătura noastră coboară voioșia în suflete, suntem fii unui ideal nou, original, schimbăm viața oamenilor, îndreptăm moravurile rele, nu înțelegi? Ce, domnișoare Fimița, ce alergi așa? E aici. Cine? El. Care e el? Bărbosul, excelența sa, domnul Dacian. Unde-i? În salon, s-au închis câte ștrei. Șoșotesc, pe mine m-au trimis în odaia mea. Și iată-mă. Acum a venit vremea să te punem la încercare. Să vedem dacă suntem frați de cruce orba. Suntem? Dacă suntem, atunci, scumpe frate, repede-te până la poartă. Ia cheia din broască ori din cui și fă-te încoa cu ea. S-a făcut. Dacă îi tăiem ieșirea și strin să dea ochii cu noi, vom ști despre ce e vorba. Lăturile cu care ne împroască zilnic în spurcăciunea aceea de gazete merită câteva urzici. S-a făcut. Gata. Uite cheia. Era în broască, domnișoare Fimiță? Nu, la locul ei în cui. Constantin, te-a văzut, n-ai luat-o? Dar parcă el mai vede ceva când mă zărește. Brave, și acum du-te. Atât de curând? Uiți că suntem în stare de război. Așa e, tătica ar voi să facă pace, dar nu-i dă voie mama. Hai, du-te acum. Vai, cât ești de crud. Îi simt inima bătând în palmă. Să vreau, dar da, nu vreau. Și la ce aș voi, romanța e aceeași. Un, doi, trei, un, doi, trei. Da, și cu toate astea, nodul ăsta de fată poate ferici un om. Vorba e însă, omul poate ferici un nod? Asta e întrebarea. Opa, s-a descoperit dispariția cheii. Uite-l pe Constantin despre noi. Lăsa acest lucru. Dați, vă rog frumos, cheia. Care cheie, Constantin? Ai, nu vă mai prefaceți, că e la dumneavoastră. La noi? Excelența sa turbă, vă rog.
ca să dați cheia. Nu ți-e bine, Constantine? Vă rog frumos, uite, vine și domnul Mușa să vă roage. Hai, ajungă-vă! Ce plăcere! Ce minune! Hai, ajungă-vă! De vreme ce ați ieșit din vizuină și a spus năframa în vârf de băț, înseamnă că ați închinat steagul și că ostilitățile au încetat. Sigur, fiți bine venit pe meleagurile noastre. Fiți bine venit! Hai, lăsați comediile și dați-mi, vă rog, cheia. Excelența sa și-a pierdut răbdarea. Ne pare foarte rău, însă noi... E prea mult! Fiți bine venit pe meleagurile noastre, domnule Dacian! E prea mult! Peste un sfert de ceas trebuie să iau cuvântul la o întrunire și vă somez să-mi deschideți! Noi? Pe ce se face? Cine altcineva putea face o farsă atât de grosolană? Om, dar noi de săptămâni de zile stăm aici ca păsările pe crac, într-un picior și pentru nimic în lume nu cutezăm a călca litera în voielii. Atunci cine a îndrăznit? Aveți atâta dușman că nu e de mirare să vă fi pândit careva și... Domnule Mușat, alte chei decât cele încercate mai aveți? Nu, nu mai am. Dacă n-ați fi atât de zorit, am putea trimite după lăcătuș. În situația aceasta însă n-aveți decât trei căi de ales. Ori stricați broasca și ieșiți pe poartă, ori intrați în casă și săriți pe fereastră, ori urcați la noi în pom și coborâți pe puntea care ne leagă de stradă. Cum să mă... Nu, dar primele două căi sunt cele mai logice, dar nu și cele mai oneste, căci un om ca dumneavoastră nu poate folosi nici efracțiunea, nici escaladarea, nu? Și atunci rămâne calea a treia. Mai puțin logică, dar mai acceptabil. E prea târziu pentru mine, nu mai am timp de așteptat. Oricând aceste trepte, veți avea prilejul să vă convingeți dacă cuibul nostru e la două palme de pământ, așa cum spun unii, sau la înălțimea mețitoare, așa cum spun alții. Veți avea prilej să vă convingeți dacă pomul acesta, poreclit pomul veseliei, este cu rădăcinile în pământ și cu crengile în aer, ori un pom ca toți pomii. În curând o să vă treacă poftă de a mai bate câmpii. Poftiți, excelențe, urcați pe puntea noastră. Între două orele. Poftiți, vă rog, poftiți. N-am ce face, trebuie să ajung la chestie. E o mare plăcere pentru noi să vă vedem de aproape. Ne războim atât de aprig și ne cunoaștem atât de puțin. N-am vreme de pierdut. Începeți a simți cum aerul se rărește și se purifică, nu? Vedeți cum siluetele omenești se subțiază și pierd în hăul de sub picioare. Lăsați-mă să trec. Ghiciți cu ce viteză urcăm acum în văzduh. Peste două luni vă satur eu de viteză. Hai, treceți puntea. Uitați-vă cine urcă pe punte. Pesti grosolane. O să vedeți voi, vă plătesc eu pentru... Vai de mine! Vai de mine, ce grozăvie! Ce sălbăticie! S-au răzbunat pe măr! S-au răzbunat pe măr. Cum au putut să tai un asemenea pom? Ia nu-l mai jeli așa, că nu ți-a fost nici tată, nu ți-a fost nici maică. Ia un trunchi acolo, un pom. Un pom ca toți pom. Nu era ca toți. Prieten drag, prietene scump, ce am să le spun? Și cum am să le spun? Te de ce ai parcă vreo vină? Firește că am. Nu eram eu paznic. Pentru ce am plecat, pentru ce am plecat, de ce am coborât? Ploaia te-a silit. Blestemată ploaie. De nu mă pătrundea până în rărunchi, de nu veneam să mă adăpostesc la tine, să mă întind pe laviță și să adorm buștean. De ce nu m-ai trezit? Dormeai tare adânc și apoi de te trezeam tot una, tot un drac. Spune cum a fost. Câți erau? Cum erau? Ia niște huidume, trei zăplai cât ușa. Vai de mine, ce vandali! Să se sature să-și mai facă râs de oameni. Și gură largă la de tatu până mai ertuna și fulgera și acum parcă i s-au tăiat picioarele. Era pomul lui, mămico. Uite ce trist e. Nu mai gura de tine, Petrică. Ce știi tu? L-am sădit cu mâna mea. L-am săpat, l-am udat. I-am plivit buruienile. Dragul meu prieten, scumpul meu tovarăș. Ei, mai sunteți? Ce știi tu? Liniștește-te, fetițu, liniștește-te, fetițu. Au răsărit împreună și au crescut împreună. Cum să nu-l iubească? Cum să nu-l jelească? Opa! Vine la noi și domnul inspector. Da, da,
Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să zic că nici n-a apucat bine să se înscăuneze și domnul Dacian a și început urgia. Bună dimineața, bună dimineața! Ai pătimit ceva, studentule? Nu. De ce nu m-ai înștiințat? Fiindcă sunt un netrebnic. Lămurește-te! Cam pe la ora 1 după miezul nopții, furtuna care se pornise de cu seară începu întâi să cearnă ca prin sită, apoi mai tăricel și pe urmă să toarne cu găleata. Am răbdat. Știu și pot răbda. Dar frigul îmi pătrunsese în oase și dinții îmi clănțăneau. Atunci... Am înțeles. Ai făcut bine ce ai făcut. Rău. Rău. De rămânam pe poziție, nu îndrăzneau. Pe înșel? Pe la ce oră s-a petrecut isprava, domnule Mușat? Pe la 5 dinspre ziua. Tătica n-are vină, domnule inspector. Și dacă ar avea... Eu fac anchetă sentimentală, numai domnișoară. Tătica s-ar putea într-adevăr să n-aibă vină, dar mămica... Aș pune mâna în foc că nu-i străină de vandalismul ăsta. Nu, n-am amestec, pot jura. Dar de bucurat mă bucur, ce să zic. Ia că-te și chiriache, să vadă și ei bucuria. Descoperiți-vă. Vremea merge de îndăratele așadar. Dinte pentru dinte. Dinte pentru dinte. Dinte pentru dinte, zic și eu. Fierea care ne-ați făcut-o să o sorbim picătură cu picătură, sorbiți-o acum dintr-o dată. Haide-mi, haide-mi, Finițu, haide. Eu, ce aveți de când să faceți? Nu știm. Nu știm. Nu știm, nu știm. Cum? Deci dacă am ști, până să trecem de la gând la faptă, ni s-ar răci avântul. Dar ce doriți să faceți? Avem armele noastre, inteligența, logica, omenia. Cu ele trebuie să biruim. Atunci păziți-vă, că cine retează trunchiul din rădăcină, retează și elanul și omenia. Iar eu în fața acestor rămășițe îi spun domnului Dacian, păzească-se. Un trunchi retezat, un om doborât, câtă durere. Hai, Efimiso, hai să mergem. Ei, ce aveți de gând să faceți? Nu știm, nu știm. Ne uităm, vedem și nu înțelegem. Nici n-a apucat bine să se înfiripeze o cupolă zidită cu alte cărămizi, alt var și altă mistrie, că peste noapte, hoțește, pe furiș, au doborât zidărie. Neputând face cu metrie cu cei încuiați, fugind ca de ciumă de omul încrezut, apucător și sec, neizbutind să îndoim cerbicia și să ne prosternăm la zei de plastilină, am îndrăgit puii de om, jivinele și păsările. Iar dragostea noastră am închis-o într-un turn singuratic și de acolo cântam în fiecare zi oamenilor. Acum turnul a fost culcat la pământ. Ce se cuvine celui ce a săvârșit fără de legea? Nu vă pierdeți sângele rece, nu vă pripiți. A început cu cele neînsuflețite, va urma cu cele însuflețite. Și primul în care va lovi sunt eu. Eu însă îmi țin firea, faceți la fel. Nu vă pripiți, să așteptăm. Să așteptăm. Să așteptăm. A retezat trunchiul, dar rădăcinile au rămas înfipte în pământ. A dermat turnul, dar cântecul a zburat pe aripile vântului și îl sună mereu în urechile oamenilor. Și dumneavoastră faceți poezie, domnule inspector. Oamenii sunt ca iepurii. Le este frică și de umbra lor. A fost de ajuns să se zvonească numai că domnul Dacian va veni la cârma orășelului pentru ca hârmălaia de pe uliță să se domolească ca prin farmec. Iar când zvonurile s-au preschimbat în faptă și pe ziduri s-au lipit afișele acelea amenințătoare, zâmbetele au înghețat pe buze. Asta e drept. Aoleu, ce s-o fi întâmplat? Nevastă mi-a venit fuga. Vino, vino repede acasă. De ce s-o întâmplat? Nesile să tragem obloanele, citește aici. Ce este? Să închidem bombonerie? Le stătea în gât, stalear pe inima. Poate găsim o portiță de scăpare. E vreuna, domnule inspector, uitați ce scrie. Ia uitați ce scrie în somația asta. Trebuie să trageți obloanele. Ordinul e scurt și îndesat. Încălcarea legii, a prescripțiilor sanitare. Salubritatea, igiena socială. Sigur, au inventat un argument ca să ne lovească. Staler pe inimă. Haide, haide, vină cu mine. Bine, dragii mei. Bună, vă rog, peți ai grijă. Niciun sforțandu, maestrilor. Lăsați măriștile să macine în voi. Nu vă opintiți. Lăsați ca totul să vină de la sine. Dacă s-a apucat să se lege și de mine... În privința dumitale, ca și intra mea, nu încape niciun fel de îndoială. Aș pune mâna în foc în clipa asta chiar. Ia. Pe aici! Pe aici, mă rog, frumos, domnule comisar șef! Ce spuneam? Uite-l pe comisarul șef. S-a executat porunca întocmai? Întocmai, domnule comisar șef. Întocmai. Fără șefele mele. Știi că sunt aici. Probabil.
Și pentru că știam, am vrut să-ți dau o mică veste bună. Deprisos. Știu înainte de vitare despre ce este vorba. Nu cred. Decizia s-a luat abia azi noapte, iar comunicarea ni s-a făcut acum un ceas. Ești destituit, domnule fost inspector. Cum? Bună ziua! Tăcere. Aduceți cazmale și lopeți. Să facem în pământ o groapă atât de mare încât să încapă în ea trei cai cu călăreți. Și să așezăm trunchiul de măr cu crengile în lung, lipite de rădăcini, astfel ca fragedele firișoare sângerate să-și ușureze jalea mută, îmbrățișând pe scumpul dispărut. Sape și lopeți. Aveți să sfârșiți odată? Ce vă tot învârtiți în jurul meu așa mascați? Ieșiți din muțenia asta, vorbiți, călăi! În ce vă găună ticăloasă m-ați vârât? Am fost indus în eroare, am fost convocat aici la o ședință a Partidului Conservator. Cum v-ați permis o asemenea păcăleală? Mă văd acum încuiat într-o adevărată subterană, dar ce aveți de gând? Vorbiți odată! Ceasul răfuieilor a sosit. Ai adus stăpânul și briciul? Sunt pe masă. Dați-mi drumul să plec ori de unul. De ce ai ucis pomul? Pentru ce l-ai ucis? Un pom care rodește ca o femeie cu plodul în pântece. Cum de ridicați-i curea? Cum de ridicat-o? Privește-ți barba, hai mângă-i-o. Ia-ți rămas bun de la ea, hai. Nu veți îndrăzni. Ce ne-ar putea împiedica? Nu veți cuteza. Nu e vreun act de vitejie să vă radem barba, recunoaștem, dar nu putem altfel. Pregătiți-vă de ceremonie. Vă sfătuiesc să vă adunați mințile câte le mai aveți și să nu mă siliți. Amenințări? Luați loc. Și dacă nu primesc? Cum? Și dacă nu pot să primesc? Stai jos! Privește-ne în ochi și recunoaște-te în noi. Dar ce? Vreți să-mi pierd mințile? N-ar fi mare pagubă, dar asta nu o dorim. Nu o dorim, într-adevăr. Liniștiți-vă. Vă vom pune câteva întrebări și dacă veți răspunde fără ocoliri și ascunzișuri, vă curțăm de rușine și vă rămâne barba la care se pare țineți atât de mult. Dar ce? Sunt la judecată? Cine sunteți voi ca să-mi puneți mie întrebări? Avem un singur titlu. Stăpân pe situație. Ședeți! Stau. Stau. Prima întrebare. Da. V-ați născut cu acest apendice, cu barba asta, sau l-ați dobândit ulterior? Vă poftesc să vă măsurați cuvintele. Mama? Nu uitați cine sunt și mai ales ce sunt. Să-i spunem? Nu, nu, încă nu. Tocmai de aceea vă supunem unui regim de favoare în loc să procedăm cu asprimea cuvenită. Răspundeți. Când v-ați lăsat această excrescență și din ce motive? Domnilor, vă invit să puneți întrebări cuvincioase, decente, serioase. Gândiți că după cele petrecute ne arde de glumă? Când și din ce motive? Când și din ce motive? Și dacă mă supun acestei mizerabile torturi, dacă vă fac pe plac și răspund, îmi redați libertatea? Depinde de răspuns. Vă atragem atenție însă că ceea ce numiți dumneavoastră libertate s-ar putea să fie în clipele de față o simplă iluzie. Nu, pricep. Veți pricepe. Deocamdată să auzim răspunsul. Când, barba, când? Când am început să lucrez pentru Partidul Conservator. Vi s-a impus această transfigurare? Nu, dar fiind prea tânăr, am căzut de două ori în alegeri. Și atunci... I-ați dat drumul. Bun. Și după aceea, ați fost ales în Marele Sobor? De 7 ori la rând. Fantastic. La urma urmelor, mă plictisiți. Sunt înalt slujbaș al regatului și nu vă dau voie să vă purtați cu mine așa cum vă purtați. Și de ce mijloace vă veți servi spre a ne face să ne schimbăm purtarea? Mă voi sluji de autoritatea mea morală. Un om ca dumneata, domnule Dacian, crezi că poate hotărâ soarta altor oameni? Crezi că există flagel mai ticălos pe lume decât flagelul oamenilor croiți după chipul și asemănarea dumitale, domnule Dacian? Dacă nu încetați cu felul ăsta de a răstălmăci lucrurile, simt că n-am să mă mai pot stăpâni și ceva în afară de fire se va petrece curând. Un miracol? Nu știu, dar ceva. În afară de darul de a da cu praf în ochii oamenilor, credeți că vi s-au hărăzit și alte daruri? Jurați că sunteți hărăziți și cu alte daruri? Când deschideți ochii dimineața, mulțumiți soarelui că vă dăruie căldura și lumina lui, ori coborâți radios din soare, ca și când soarele lumii ați chiar dumneavoastră. Nu stropii de apă care vă curăță zoaiele nopții, ați voi să nu vă atingă pielița catifelată, iar zgronțurile ștergarului nici măcar atât. Orice atingere, orice intimitate cu persoana dumneavoastră vă sâcăie, vă doare. Prietenilor le întindeți o mână cartilaginoasă, cunoștințelor le bățâiți distrat din cap, iar rudelor scăpătate le întoarceți cu dușmănie spatele. Aș pune rămășac 1000 contra 1 că dumneavoastră digerați a nevoie.
De unde știi? Și atunci natural că nici cu somnul nu stați bine, dormiți puțin și agitat, nu este așa? De unde știi? Iar pe stradă, în restaurant, la ministerul, aiurea, sunteți scuturat de o permanentă febră. Domnule, de unde știi? Din proprie experiență. Am încercat în viața mea fel de fel de meserii pentru care n-aveam vocație. Ce vrei să spui cu asta? Că omul își găsește foarte rar drumul lui cel drept. Domnule, de s-a născoci un aparat care să măsoare vocațiile naturale, s-ar constata că 20% dintre oameni nu sunt la locurile lor. Ce vrei să spui? Adică eu? Eu, dumneata, el, altul, alții, mulți alții, nu suntem decât niște rătăciți. Domnule, dar eu am faima unui om politic în Partidul Conservator. Faima a conduce înseamnă a radia lumină și căldură, iar dumneata ești un corp opac și refractar. Eu? Dumneata, domnule Dacian. A, trăiesc sau visez? Cum doriți să o luați? Ajutați-ne să vă tămăduim. Cum dumneavoastră credeți că sunt bolnav? Putred! Domnule! Putred de bolnav! Un organism care nu digeră, nu se repauzează și în continuă febră, poate fi un organism sănătos? Trebuie ca întorcându-vă în mijlocul lor dumneavoastră să-i faceți pe toți să nu vă mai recunoască. Nu vă vrem decât bine. Nu vă împotriviți. Lăsați-ne să vă radem barba. Schimbând fațada, cu vremea de schimba și temelia, iar morga, unica și singura dumneavoastră podoabă naturală, cu vremea... Temniță, ori să vă putrezească oasele. Veniți, veniți, oameni buni, să constatați unde m-au adus acești netrebnici oameni buni. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Ați aflat marea veste? Negreșit, domnule inspector. Se putea să nu aflăm? Și? Ați împărtășit-o celor îndrept? Încă nu. Bucuriile mari nu se spun dintr-o dată. Așa e. A trebuit să pregătim întâi terenul. Și? Ați izbutit? În parte. Dar, dumneata, l-ai pregătit pe al dumitare? În parte. Aveți de gând să mai rămâneți mult aici? Ce plăcere că ai venit, domnișoare. Ce minune! Aveți de gând să mai rămâneți mult? Nu, de acum vom schimba decorul. Și pentru că fostul nostru proprietar e astăzi oaspetele nostru, îl vom ruga să ne dea o mână de ajutor pentru a face rânduială în gospodăria asta părintească. Bine, 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 dar mult nu pot să zăbovesc. Am dres precum mi-a strimis vorbă cotețul năruit, am cărat nisipul și cărămida, iar meșterii zidari așteaptă să începem sâmbătorile spre a pune temelia. Iată planul monumentului calcheat de mine. Aici e casa noastră. Așa. Aici zăbrelele albastre și colea trunchiul pomului, adică fostul trunchi. Ala. Soclul se va ridica. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe locul sinistrului se va înălța un soclu, peste soclu un coteț, peste coteț un cap de orătan. Nu permit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră nu mai puteți da învoiri. Palavre! Cu începere de azi nu mai puteți da niciun fel de învoiri. Palavre! Dacă nu credeți, citiți ce scrie în gazeta asta. O cărmuire a dumneavoastră a fost numai de tranzit. Nu se poate. Sunt... După câteva săptămâni de plutire, luând prea multă apă, nava s-a dus la fund. Amicii dumneavoastră, conservatorii, amicii de clan sunt furioși. Ca să-și acopere slăbiciunile, aruncă toată vina în cârca dumneavoastră. Ei susțin că dacă nu porneați atât de vigilios, desnotământul nu s-ar fi produs. Le trebuie un sap ispășitor și cred că este drept să ispășiți doar dumneavoastră nedreptățile făcute. Bună dimineața, doamnă Bălălău! Haide acasă, dragă bărbățele, dacă mai putem deschide iar bomboniera. Iar dumneata, domnule Dacian, da, păzește-ți pielea. Doamne. Apoi te sfătuiesc și eu. Și eu vă sfătuiesc la fel. E un hai pe uliță și o hărmălaie de parcă ar fi dat strechea în oameni. Bătrâni, blășgani, femei, copii, râd, saltă, chiuiesc și se lasă pe vine. Da. Pot pleca, domnule Cereviș? Firește, dar nu vă sfătuiesc să faceți. Mulțimea vă urăște, iar sateliții dumneavoastră vi s-au astăzi cei mai crunți dușmani. Sateliți? I-ați lovit în inima vieților, în interese. Își făuriseră mari nădejde procopii. Goneau în urma mea încărcați în două camioane o droaie de oameni care urlau și vă amenințau. Vai, nu pot să vă spun ce mi-au auzit urechile. La fel și în urma noastră goneau și strigau. Bă, dacă vă găsesc, nu veți scăpa ușor. Aceia nu ca noi, aceia nu vă cruță. Dacă vă prind, vă pun morișca în barbă. Ras tuns, fără podoaba capilară, vi se rade și autoritatea. Vai de mine. Vai, să știți că ne-au luat urma. Ei sunt! Auziți? Dacă vreți să scăpați de rușine... Repede, vă rog, ascundeți-vă acolo, veniți cu acea... Tragiți obloadele, să vă râniți ușile! Nu râniți ușile! Nu le răscapă! Vreau de șarpe să se ascundă și nu răscapă! Vă somnăm să deschideți!
Și noi vă somăm să vă căutați de treabă. Spargem ușile! Bate-ți-l la vedere! La vedere! Ce voiți cu dânsul? Avem o răfuială, ne-am mințit! Ne-a suprit! Și-a bătut joc de noi! Ce voiți să-i faceți? Să-l pieptenăm! Să-l tundem! Să-i punem morișca în bătă! Dați-i un briciu, domnule Genidiș, briciu și săpunul! Poftim, repede să nu vă mai recunoască mulțimea. Fără barbă nu o să vă recunoască. Vă mulțumesc! Bădicia asta, de ce a spart obloanele? Ce vrei? Ce vrei? Să-l pieptănăm! Să-l tundem! Să-i punem morișca în barbă! Domnule de placu, ce scoateți la vedere Titania păroasă pe care s-a ascuns-o? Nu m-a ascuns pe nimeni, domnule! Puneți la vedere, domnule! La vedere! La vedere! Scotăciți, prieteni, scotăciți, nu lăsați un cortice! Aici, da! Usta unde duce? Într-o dai! E cineva lăuntru? Un om! Studiat. Un om, să-l vedem la față, să-l vedem! Nu, vă conjur, nu intrați! Să-i slărim doar ochii! Nu intrați, vă conjur, lăsați-l în pace! Trecem dincolo, prieteni, voi doi faceți de straj aici! Dar ați urmat, mă! Mai târziu, vom ști ce ne-a făcut! Domnul Dacian s-a luat singur! Au plecat. Nu, dar de acum nu mai e nicio primejdie. Poftiți, domnilor. Poftiți, domnilor. Veniți, poftiți. Studenților, v-ați purtat foarte bine. Dar eu? Și dumneata de asemenea, domnișoare Fimița. Dumneata și șter, doamna Bălălău? Nu trebuia să faceți asta. Ce farsă. Iar mi-ați făcut o farsă. Vine aia dumneavoastră. Nu trebuia să vă grăbiți cu rasul. Da, mi-ați dat iluzia că vor să mă prindă, că vor să mă radă. E specialitatea noastră. Hocus pocus. Le scoatem din manșetă, drăguțule, bălaile, iluziuni. Domnule Ciriviș, pot pleca prin urmare? Acum puteți, într-adevăr. Vă mulțumesc. Dacă tovărășia noastră vă trage înapoi, dacă vă vine greu să ne părăsiți, încetați, vă rog. Dacă vă rușinați să dați ochii cu cei suspuși, plini de averi, de bani, de ranguri, rămâneți cu noi. Ați putea face asta? În chipul cel mai natural. Atunci, ce fel de oameni sunteți? Oameni ca toți oamenii. Oameni în primul rând. Uneori ne mai recunoaștem și după acest semn. Capul de rețoi. Simbolul nostru. Al tinereții, al speranței, al credinței în om. În capul de rețoi. Ați ascultat Capul de rățoi de Gheorghe Ciprian. Distribuția a fost următoarea: Ciriviș, Radu Beligan, artist al poporului; Bălălău, Marin Moraru; Macferlan, Virgil Ogășanu; Pentagon, Mihai Fotino; Dacian, Mircea Albulescu; inspectorul, George Constantin; comisarul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Mușat, Mihai Mereuță; Aglaia, Tamara Buciuceanu; Efimița, Rodica Mandache; doamna Bălălău, Ileana Stana Ionescu; Bucălatu, George Voicu; femeia, Victoria Mierlescu, artistă emerită; femeia cu ghiveci, Dorina Lazăr. În alte roluri, Valentin Uritescu, Alfred Demetriu, Dan Damian, Mihai din Vale, Teodor Daneti, Candid Stoica, Eugen Cristea, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Anca Popescu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.